Bună seara. It's an honor to be here tonight. Este o onoare pentru mine să fiu în seara asta aici. It's good to see a lot of young people. Mă bucur să văd mulți tineri. And as I'm reminded my team lately, și cum mă aminteam echipei mele, I am probably old enough to be your father. Sunt destul de bătrân ca să vă fiu tată, probabil. I am reminded of that quite often. Mi se amintește destul de des de către membrii echipei mele acest lucru. Amen. Amin. We can have fun in church. We can have fun in church. Noi în biserică putem să ne simțim bine. If anyone's going to have fun, Christians should have fun. Dacă există cineva care trebuie să simte relaxat pe pământul ăsta, biserica trebuie să simte relaxat. Amen. Amen. When David finished running from his enemies, când David a încetat să mai fugă de dușmanii săi, and Saul was no longer after him, și Saul nu mai urmărea, David sat down and wrote a psalm to the Lord. David s-a așezat și a scris un psalm Domnului. That psalm is found in chapter 18. Și psalmul ăsta este numărul 18. He said, "The Lord is my rock." El spunea, Domnul este stânca mea. And my fortress. Și cetățuia mea. But I want to focus on the rock tonight. Dar seara asta vreau să mă concentrez pe cuvântul ăsta, stânca mea. Back in the United States, în Statele Unite, I am a contractor. Eu sunt un contractor. I build with my hands. Sunt un constructor. Construiesc cu mâinile mele. From a young age. Fac asta de tânăr. I know how it is to bring it up from the foundation. Știu ce înseamnă să ridici o casă de jos la fundație. All the way to the roof. Până la acoperiș. And I do know. Și mai știu. That if you do not start. Că dacă nu te oprești. On a good foundation. Că mai bine dacă nu începi, dacă nu pui o fundație bună. Then that building will eventually fall. Clădirea asta va prăbuși în cele din urmă. When the storms come. Când vine furtuna, and storms will come in your life. Și vor veni furtunile în viețile voastre. Earthquakes will come in your life. Și vor veni cu tremurile în viața voastră. Your life will be shaken from time to time. Și viețile voastre vor fi zguduite din când în când. But I want to tell you tonight. Dar seara asta vreau să vă spun. When you're on the rock. Când ești pe stâncă. When you're on a solid foundation. Când ești pe o fundație puternică. Let the storms come. Lasă să vină furtuna. Let the winds blow. Poate să sufle vânt. Let the rain come. Poate să vină furtuna. And your house will stand. Pentru că casa ta va rămâne neclintită. And you will stand. Și tu vei rămâne în picioare. Because you're on a solid foundation. Pentru că ești pe o stâncă tare. Tonight Jesus is that foundation. În seara asta Iisus este stânca aceasta. There's no other foundation but him. Nu este altă fundație decât Iisus. Any other foundation built on sand or dirt, orice altă fundație așezată pe nisip sau pe noroi, will eventually fall. În cele din urmă se va distruge. But David knew something. Dar David știa ceva. David knew that Jesus. David știa de atunci că Iisus is the rock. Este stânca. That cannot be broken. Care nu poate fi zdrobită. How many of y'all tonight is on that rock? Câți dintre voi v-ați zidit viața pe stâncă? Amen. Amen. How many of y'all have had trials in your life tonight? Câți dintre voi ați avut necazuri în viața voastră? How many of y'all are going through a storm or have been through a storm? Câți dintre voi treceți sau ați trecut printr-o furtună? And who brought you through that storm? Și cine te-a trecut prin furtună? Jesus. Iisus. He is the only one tonight. El este singurul în seara aceasta. Brandon said it the best. Brandon. Said it. Acest lucru perfect. He is the way, the truth, and the life. El este calea, adevărul și viața, Domnului. No man comes to the Father except through him. Nici un om nu vine la Tatăl decât prin Iisus. By the way, Brandon is my son-in-law. Apropo, Brandon e ginerele meu. That's for free. Asta am spus-o pe gratis. But Jesus is the rock. Dar Iisus este stânca. Tonight. În seara aceasta. Stand upon him no matter what comes. Rămâneți bazați pe el orice ar veni. And once you're standing upon the rock. Și odată ce vei sta pe stâncă, then it's time to get dressed. E timpul să te îmbraci. Ephesians chapter 6. Efeseni capitolul 6. Says it's time to go to the dressing room. Spune că este timpul să intrăm în vestiar. It's time to put on the armor of God. E timpul să luăm pe noi armura lui Dumnezeu.
All the armor of God. Why? Toată armura lui Dumnezeu. De ce? To be able to fight against the enemy. Ca să fim în stare să luptăm împotriva diavolului. And then once you're dressed. Și atunci, odată ce ai pus armura pe tine. Then you can make up your mind. Atunci te poți gândi. And you can take a position. Și poți lua o poziție. You can take a stand for God. Poți să stai pentru Dumnezeu. You've already made up your mind that you're on the rock. Dacă deja ești pe stâncă, înseamnă că ai luat o decizie importantă. Now you're dressed for battle. Dar acum dacă te vei îmbrăca pentru luptă, te vei pregăti. And now you've taken your position with him. Înseamnă că îți ocupi poziția ta. Nothing can touch you. Și nimic nu te va putea atinge. He says that greater is he that is within us. Pentru că spune Biblia că mai mare este cel care este în noi. Than he that's in the world. Decât cel care este în lume. We are victorious. Noi avem biruință. You are victorious. Tu ești victorios. You were born to be great. Tu te-ai născut ca să fii mare. Greatness. Mărimea. One day Jesus. Într-o zi Domnul Iisus. Will look at you face to face, each and every one of us. Te va privi față în față pe fiecare dintre noi. If we stay faithful to him. Și dacă noi vom rămâne credincioși lui. And he will say these words to you. Și el îți va spune aceste cuvinte. A word that perhaps no one else can say and really mean it the way that he means. Cuvinte pe care nimeni nu le poate rosti așa cum le rostește el. He will say, "Well done." El va spune, "Bine lucrat." You're good and faithful servant. Slujitor credincios. You have been faithful over a few things. Mi-ai fost credincios peste puține lucruri. I'll make you ruler of many. Te voi pune stăpân peste multe. Jesus. Iisus. Is the only way. Este unicul. Amen. Amin. God bless y'all. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Maybe the word y'all is a southern accent. Y'all, maybe a southern accent. Yo, poate este un accent sudic. Amen. Amin. What amazes me the most? Ce contează cel mai mult? In closing. În încheiere. I've been to Central America. Am trăit în America Centrală. And I've been to Europe twice now. Și am fost de două ori până acum în Europa. It amazes me the Church of God. Și ce mă uimește pe mine este Biserica lui Dumnezeu. God has a people everywhere. Dumnezeu are poporul lui peste tot. God has a fleece of people out there everywhere in this world. Peste tot în această lume Dumnezeu are o rămășiță a poporului său. And the fleece for this area is you. Și voi sunteți rămășița poporului său în această parte de lume. God is depending on you. Dumnezeu depinde de voi. To be faithful. Ca să fiți credincioși. To be a light in this community. Ca să fiți o lumină în această comunitate. And to reach people for Jesus Christ. Și să atingeți oamenii pentru Iisus Hristos. Be faithful unto death. Fiți credincioși până la moarte. And he said he will give you a crown of life. Pentru că el a promis că vă va da coroana vieții. I'm 56 years old. Eu am 56 de ani. And I can tell you of a surety. Și pot să vă spun cu siguranță. That he is faithful. Că Domnul ne-a fost credincios. In all ways. În toate căile. God bless you. Domnul să vă binecuvinteze.